Cum v-a venit ideea parcului prieteniei, ideea de a construi un parc? Ideea construirii unui parc mi-a venit în momentul în care am văzut că lipsește cu desăvârșire un spațiu verde, ceva frumos, locuri de joacă, copiii stau pe străzi, n-au unde să meargă. Și ideea aceasta este de 2 ani și ceva. De câțiva ani este foarte important pentru noi educația copiilor. Cred că de aproximativ 7-8 ani tot încercăm ca să fim cât mai aproape de copiii din Săcălas și să-i ajutăm sub diverse forme, și anume financiar, bani pentru copii buni, pentru premianți. Am fost tot timpul lângă școală, deci orice probleme și au avut școală, am încercat ca să le rezolvăm. Am observat că este o nevoie extraordinară de locuri de joacă. Sunt foarte mulți copii, inclusiv pe strada noastră, deoarece avem facilitatea de a redirecționa o anumită sumă de bani din impozitele pe care le plătim către statul român. Am hotărât să facem ceva ce se și vede și să fie ceva în beneficiul copilașilor. Dacă actele, hârtiile se făceau mult mai repede și nu erau anumite probleme de organizare la primărie, probabil că parcul era gata deja de anul trecut. Vreau să menționez acest lucru, că am auzit tot felul de comentarii că facem parc acum pentru alegeri și după aceea nu ne interesează. Nu este adevărat. În fiecare an noi am încercat ca să, cum am spus, să sprijinim școala. Într-un an am făcut o sală de calculatoare, într-un an am făcut donații și am făcut sala de mese. Am avut ani în care am dat gratuit mâncare către copii. Nu a fost an electoral, deci asta în fiecare an vrem să facem ceva. Numai la ora asta aș dori mai mult. Adică, cum am spus și mai înainte, nu doresc cârpeli. Deci aș dori totuși să se facă niște proiecte mai serioase și în care să fim și noi prezenți cu o părticică mică sau mai mare, cum putem. Și ce vor găsi săcălățenii în parcul ăsta, de exemplu? Deci vor găsi un spațiu verde care începe să se contureze și să fie foarte frumos, pomi pe care i-am ales, care undeva peste 2-3 ani, când se maturizează parcul, să fie de asemenea foarte frumos. Am încercat ca să combinăm locurile de joacă cu aparate de fitness, dacă vin mămicile să poată și ele să, sau tații sau adolescenții sau oricine să poată și ei să aibă o activitate. Vor exista 3 foișoare cu băncuțe unde pot să stea bunicuțele sau bunicii și unde pot să-și supravegheze copiii. Am auzit și de niște măsuțe de șah. Da, asta este ulterior acum. Le-am comandat și probabil o să ajungă peste o lună și ceva, niște măsuțe de șah, și copiii pot după aceea și școala să vină să mai deseneze, să inoveze acolo fiecare în viitor și să dezvoltăm în final împreună. Practic v-ați gândit la toată lumea? Da. Alte societăți și-au mai adus aportul la realizarea acestui parc? Da, deci noi nu ne-am gândit că investiția va fi la acest nivel. Prima dată am comandat un singur loc de joacă. N-am știut cât va fi de mare și când am văzut pentru 3-4 copii, am zis că nu se poate, trebuie să finalizăm, să o ducem până la capăt. Și din fericire, foarte mulți au venit lângă noi să ajute comunitatea din Săcălaș, multe firme. Ne puteți da și numele, că nu e nicio problemă. Mevi, Superconstructu, persoane fizice. Și, doamna Andreea, orice altă societate din Comuna Săcălaș poate să facă o astfel de investiție pe care ați făcut-o dumneavoastră? Da, sigur, codul fiscal permite oricărui societăți.
în limita 1% să dirigeze din impozitul pe care îl plătește către statul român pentru donații, pentru sponsorizări, pentru ce permite legea. Deci, practic, are de ales. Ori dă banii statului, ori sponsorizează o cauză nobilă. Exact, da. Durerea mea cea mai mare care este faptul că nu am găsit proiecte făcute de către primărie, de către școală, proiecte mai mari unde puteam noi să venim cu donații și chiar să sprijinim cu bani din partea altor societăți, să facem lobby pentru anumite proiecte. Asta doream eu foarte mult de la școală. Din punctul meu de vedere, nu este bine să se facă numai cârpele în ghilimele. Ar trebui un proiect mult mai amplu la Săcălas. Că tot ați adus vorba de școală, nu știu, mi-a ajuns pe la urechi și totuși vreau să vă întreb. Am înțeles că tot dumneavoastră oferiți copiilor și burse de merit. Da, da. Deci am oferit 8 ani de zile. Anul acesta am transmis mesaj și, din păcate, n-am fost căutată. Banii sunt, deci poate noua conducere care a venit o să poată să dea la copii, ca să avem totuși o continuitate. Mulți copii așteaptă și sunt bucuroși că meritele sunt apreciate de cineva. Și aici vreau să vă întreb, nu știu dacă sunt răutăcios, deci dumneavoastră le oferiți banii și cei de la școală nu vin să ia banii, da, pentru copii. Da, da. Deci trebuia să vină să facă, să ne facă o listă cam fiecare an, pentru că și noi trebuie să avem o justificare, să vină cu numele copilașilor, pentru că eu n-am de unde să știu cui să-i dau banii, deci nu știu, ei știu. Niște copii au pierdut o bursă de merit pentru că cineva din conducerea școlii nu și-a făcut treaba. Exact. Doamna Andreea, asta e ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru Săcălaz. Dar, de pildă, ce a făcut Săcălazul pentru o societate, o companie strategică așa ca a dumneavoastră? Din păcate, Săcălazul nu prea a făcut multe pentru noi. Este foarte, foarte dureros. Noi n-avem, că tot am mai auzit comentarii, că mai bine făceam canalizare sau, inclusiv acasă, noi n-avem canalizare. La firmă n-avem canalizare, curent noi ni l-am plătit, gaz nu avem, apă la fel, prea puțin. Tot văd acum la toate partidele un accent foarte mare pus pe investitori, de a aduce investitori. Din păcate, până acum nu s-a înțeles că trebuie într-adevăr ajutați, în special cu infrastructura, pentru a veni cineva și a investi, ca să putem să poată în final comuna să primească înapoi o mare parte din bani, din impozite, din locuri de muncă. Păi și în contextul ăsta, doamna Andreea, care a fost privilegiul oferit companiei dumneavoastră de către primăria Săcălaz în schimbul aportului pe care dumneavoastră îl aduceți la comunitate prin plata taxelor și a impozitelor? Care au fost facilitățile? Noi nu așteptăm nicio facilitate. Deci nu... Ele ar fi trebuit să vină firesc, fără să le așteptați dumneavoastră. Nu știu să fie avut privilegii, deci nu, n-am avut privilegii. Facilități, nici măcar o facilitate? Nici măcar atât? Nici măcar atât. Din păcate, noi când am început, am finalizat proiectul european în 2007. Mi-a fost foarte greu, ne este greu și acum. Am avut credite bancare și am făcut cerere conform codului fiscal. Primăria putea ca să ne acorde 5 ani de zile scutirea, da, de impozit și pe vremea aceea țin minte că se vorbea, ni s-a respins cererea în Consiliu și se vorbea că am primit suficienți bani de la fondurile europene pentru ce să mai ne acorde primăria nouă scutirea. Din păcate. De aceea v-am întrebat, că acum toți politicienii, că dacă tot ați făcut referire, vorbesc despre atragerea investitorilor. Dumneavoastră, ca investitor, care ar trebui să fie facilitățile pe care o administrație locală să le acorde? Deci, infrastructura. Asta e cea mai importantă facilitate. Infrastructura și forța de muncă cu care poate ca să
să vină primăria. S-a făcut asta la nivelul Comunei Săcălaz? Nu. Nici măcar nevoile minimale, nici infrastructura, nu? Nu. Revenind la parc, am văzut foarte multe transmisiuni ale domnului consilier Nicu Viorel. Ne-ați putea lămuri odată pentru totdeauna care e rolul domniei sale în ecuația cu parcul? Deci, cum am amintit anterior, ideea, dorința de a realiza acest parc vine de acum 2 ani. Am mai avut o idee anterioară, acum vreo 7-8 ani, de a face 30 de hectare de pădure, care ne-a fost respinsă. Și tot am insistat, deci asta e culmea, adică vreau să fac ceva pentru comunitate și nu suntem ajutați să facem ceva, adică normal ar trebui să fie invers, să fim noi căutați de primărie ca să facă, să se poată să facă investiții, să fim lângă primărie și nu invers. Deci eu așa o văd normal. Vreau să vă mai întreb aici în contextul ăsta, nu știu, e o întrebare răutăcioasă, dacă vă întreb, vi s-au pus bețe în roate? Cu parcul? Da. Da. De către cine? De către primărie. Și în ce au constat frânele astea care vi s-au tras de-a lungul timpului? În primul rând, lipsa interesului de a găsi spațiu. Trebuia să mergem noi, că aici intervine domnul consilier Nicu Viorel, să căutăm un spațiu și de a ne lupta pentru spațiul respectiv, să ni se dea în folosință pentru realizarea parcului respectiv, ca ulterior după aceea să putem să donăm cu titlu gratuit către comună și către primărie. Care e rolul domniei sale? Că toată lumea îl vede că ba azi, ba ieri, ba cu 2 săptămâni, ba cu 5 luni, transmite live de la parc și lumea spune că și-ar asuma într-un fel realizarea parcului. El a fost singurul din primărie și din consiliu care a venit lângă noi și ne-a ajutat la întocmirea actelor. De fapt, a și fost desemnat de către primar pentru a ține legătura între primărie și Merpano. S-a zbătut pentru realizarea actelor, pentru semnarea lor, pentru procesele verbale de predare a amplasamentului, la hotărârile de consiliu. Deci el a fost cel care s-a implicat. Că așa de pe margine pare că s-a băgat singur în seamă. Nu a spune așa. Dânsul tot timpul a fost, când aveam nevoie de ajutor, a fost lângă noi și, adică lângă comună, de fapt. A făcut un lucru normal. Deci eu așteptam pe tot să facă acest lucru. Asta urma să vă întreb, că avem 15 consilieri. A mai venit și altcineva în afară de domnul Nicu Viorel? Nu. Și v-ați explicat într-un fel lipsa de reacție a celorlalți? Lipsa de implicare? În ce sens? Adică nu... Vis-a-vis de realizarea acestei investiții, nici măcar n-au avut curiozitatea să vină să vă întrebe, doamna Andreea, aveți nevoie de ceva? Vă putem sprijini cu ceva? Nu, n-am avut. Domnul primar, în afară de o vizită, a mai trecut pe acolo pe la dumneavoastră? Nu. În ceea ce privește momentul în care săcălăzenii și berexanii se vor putea relaxa în oaza asta, ce ne puteți spune? Ca și orizont de timp. Eu sper că maximum 2 săptămâni să fie, poate chiar și mai repede, dau o marjă mai mare, să fie terminat 100%. Mai avem de făcut drumurile, unde nu depinde de noi, și mai avem de făcut foișoarele. Deci finalizarea integrală a parcului nu depinde exclusiv de dumneavoastră, mai sunt și alți factori. Da, exact, exact. Noi acum dorim ca să predăm parțial parcul. Foarte mare interes am văzut din partea copilașilor să vină în parc. Nu putem noi, Merpano și societatea noastră, să ne asumăm un risc. Acum, dacă primăria își asumă riscul că dă drumul mai repede la parc... Trebuie luate și niște măsuri de siguranță. Da, exact.
Și eu vreau să vă mai întreb în final, mai aveți în plan și alte investiții, sponsorizări la nivelul comunei? Da, aștept propuneri. Din partea cui? Din partea primăriei, din partea școlii, dar propuneri serioase aștept. Deci aștept proiecte. Deci e păcat, anul 2021 o să vină cu foarte, foarte mulți bani din partea Uniunii Europene. Este păcat, mare păcat să nu se facă proiecte. Bine, dar banii nu vin așa singuri, trebuie atrași, nu? Corect, trebuie să se facă proiecte. Este, în primul rând, din punctul meu de vedere, este importantă viziunea. Eu, în Comuna Săclaz, eu nu văd nicio viziune la ora asta. Deci eu văd așa un haos organizat, efectiv. Deci firme, case, nu văd nicio viziune. Inclusiv cu drumul care o să intre acum de la Dudești Noi, o să fie mai dezastru cu circulația în Săcălaz, din păcate. Am văzut efectele care l-au avut deschiderea drumului, care este o treabă extraordinar de bună, Săcălaz în Mihai. Acum, dacă se va deschide și Dudești Noi Săcălaz, deci efectiv o să fim sufocați. Săcălazul va fi sufocat complet, din punctul meu de vedere.